În Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, racla care adăpostește moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou și-a început astăzi procesiunea la bisericile și mănăstirile ctitorite de domni și boieri din țara Moldovei. Evenimentul face parte din seria manifestărilor aniversare dedicate anului jubileu Moștenirea Mușatină, Credință, Cultură, Istorie. Înainte de a începe procesiunea, preasfințitul părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a săvârșit slujba acatistului Marelui Mucenic și a binecuvântat delegația care va purta racla Sfântului Ioan cel Nou la bisericile și mănăstirile sucevene. Din delegație fac parte slujitorii mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, clerici de la centrul eparhial și părinți protopopii ai protoieriilor Suceava 1, Rădăuți și Câmpul Lung Moldovenesc. O zi de bucurie este pentru noi. De ce? Pentru că Sfântul a venit către noi. Și orice întâlnire cu Sfinții nu poate să aducă altceva decât o bucurie. Dacă la Iași s-a organizat un pelerinaj foarte frumos de Cuvioasa Parascheva, iar acum deja pelerinajul de la București la Sfântul Dimitrie este în deplină desfășurare, iată că și Sfântul Ioan, prin binecuvântare în al preasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, a ieșit el în întâmpinarea credincioșilor suceveni. Și lucrul acesta este îmbucurător absolut pentru noi toți, pentru că Sfântul noi l-am cunoscut de cum a venit în această eparhie și nu numai, dar în ultimii ani, în perioada de pandemie, Sfântul a ieșit de mai multe ori în prejudețul nostru și s-a văzut, s-a cunoscut că Sfântul Ioan a ieșit prin eparhie, căci peste tot s-au văzut binefacerile lui. Credincioși de toate vârstele, preoți, monahi și monahii au primit vizita Sfântului Mucenic Ioan cel Nou. L-au întâmpinat pe acesta cu multă bucurie și evlavie. Zi de mare sărbătoare pentru Bucovina creștină, întrucât, iată, astăzi, Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, cel care sute de ani a fost căutat de credincioși pentru a fi ajutați în biserica mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou, ajunge astăzi să caute la rândul său credincioșii prin parohiile și prin mănăstirile Arhiepiscopiei. Cu multă credință în calea acestui pelerinaj, în calea raclei Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, credincioșii din toate satele, din toate comunile prin care am trecut au ieșit să întâmpine Sfântul, mulțumindu-i pentru binecuvântările aduse în anii în care străjuiește Bucovina cu flori, cu lumânări aprinse și cu suflete curate. Procesiunea a străbătut localitățile județului, poposind pentru un scurt moment de rugăciune la Mănăstirea Dragomirna, Dealu, Siret, Frătăuții Noi, Vicovu de Sus, Mănăstirea Sihăstria Putnei, Mănăstirea Putna, Horodnic de Sus, Mănăstirea Bogdana, Așezământul de Copii Rădăuți, Volovăț, Mănăstirea Sucevița, Mănăstirea Moldovița, Câmpul Lung Moldovenesc, Poiana Stampei și Vatra Dornei. Cu binecuvântarea în al preasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, am pornit în dimineața aceasta cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava în eparhie și aici la Dealu am încheiat protopopiatul Suceava 1 pentru ziua de astăzi și a fost un prilej de bucurie, deși după cum vedeți foarte de dimineață, credincioșii au venit cu bucuria că Sfântul a venit să-i viziteze la ei acasă. Sigur că e un prilej de bucurie, este o emoție în plus, credincioși având mare evlavie la Sfântul nostru, Sfântul nostru al tuturor și cu atât mai mult cu cât în al preasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a binecuvântat ca Sfântul să treacă prin parohiile tuturor protopopiatelor, prin întreaga eparhie, cu siguranță creștinii au simțit fiorul acesta, au simțit bucuria și, ca drept dovadă, dis de dimineață au venit aici și cu siguranță că așa va fi întâmpinat peste tot pe unde Sfântul va trece astăzi. Toți cei care s-au închinat la racla cu cinstitele moaște au primit din partea delegației iconițe care îi înfățișează împreună pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și pe Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, icoană pictată special pentru evenimentele anului jubileu Moștenirea Mușatină, Credință, Cultură, Istorie. Este o mare bucurie pentru și o adevărată sărbătoare pentru așezământul de copii de la Rădăuți, în care copiii l-au putut întâmpina cu flori și lumânări pe Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Ne-am bucurat de binecuvântare, ne-am bucurat de prezența celor care l-au însoțit pe Sfântul Ioan cel Nou și nădăjduim la bunul Dumnezeu ca harul și dragostea cu care Sfântul Ioan ne înconjoară în județul Suceava să acopere așezământul de copii și pe copilașii care au atâta nevoie de ajutor de la Dumnezeu.
Un moment deosebit a avut loc la mănăstirea Putna, ctitoria binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, unde a fost săvârșită slujba acatistului Sfântului Ioan cel Nou și a fost înconjurată biserica mănăstirii. Mâine, racla și icoana Sfântului vor ajunge la bisericile și mănăstirile din cuprinsul protopopiatelor Fălticeni, Câmpul Lung Moldovenesc, Suceava 1 și Suceava 2.